Revenim cu un nou video la iepuraș, la uriașii lui Geo. Începem cu cei gri, cu veteranul mini crescătorii ei, masculașul de la Marian Peri. Face 3 ani acum în ianuarie. L-am băgat la treabă, am montat niște femeluțe cu el. E... nu prea mai mănâncă cum trebuie dacă i-am dat femeluțe, montează chiar ok. Majoritatea femelor care le-am de anul trecut voplite pentru matcă, el este tatăl lor. De când l-am dat la femeluțe, am devenit nebunat. S-a și cam mudat sub gât aici. Nu prea mai mănânc, cam umblă. Și parte din femeluțe, femeluțele mature, femeluțele care le-am avut din masculul de la Mihai Blaga, o să le arătăm și pe ele, sunt montate cu veteran. Încă montează foarte bine, sper să reușim să fi prins puișori și să avem puișori din el, din femeluțele de la Mihai. E super, cam întârzia cu năpârlitul el. Poate și din cauza vârstei și a revenit cam târziu, după vară, după căldură, după năpârlire. Cam atât cu masculul, aș vrea să facem o legătură, să aduc două femeluțe din masculul de la Mihai Blaga, cele care le-am montat cu acest mascul, și să vedem cam ce mi-a dat masculul de la Mihai. Masculul de la Mihai cu femele de la Toroc. Și avem o femeluță din masculul de la Mihai Blaga. E o femeluță scoasă dintr-o nepoată la masculul lui. E o femeluță foarte masivă. Aștept puișor de la ei, montată cu masculul de la Toroc. E o femeluță sărită de 10 kg. Doar să se acomodeze și masa are aproape 1 metru. Și faceți legătura. E o femeluță care știe să stea la poze, nu mai se acomodeze și o femeluță de grifier. Sper să fi prins, pe 6 o aștept cu puișori. Am și o soră specificul rasei de la Blaga, uite de coadă. Știe să stea la poziție, doar să se acomodeze. E o femeliță foarte masivă. Masculul nu era chiar așa, avea undeva la 8. Cea mai bună formă, 8,5 a avut, dar n-a avut niciodată 9. Dar femeluța, bine, în spate, Toroc, Neanelu, și Neanelu avea lungime pe femeluțe, dar aceasta este un pic peste ce am avut. O să aducem și sora ei, e montată și ea, nu mai stresez prea mult, văd că e un pic speriată, tremură, poate și din cauza asta, că se simte cu puișorii. Dar sunt foarte, foarte încântat de evoluția lor la amândouă femenuțele. Chiar a depășit așteptările. O ureche foarte, undeva la 22. Deci e super femela, abia aștept să vă ce prindă cu masculul de la Marian Peri. Mai are ceva pe aici de năpârlit, dar sper să aibă lapte de puișori, să țină puișori. Sper să facem treabă, să facem puișori. Asta e cea de-a doua femeluță, Mihai Blaga și mamă Toroc. O femeluță tot de grifier, și era fost mama lor,
Și aceasta o aștept cu puișuri. Are aproape 3 săptămâni și ea de tot săptămâni și ceva de gestație. E un pic mai închisă ca cealaltă. La fel, corpul aia e peste. Asta are aproape 10. Cealaltă a depășit 10. Ureche foarte cap de mascul, chiar îmi place cum mi-a dat. Cine spunea cu consanguinizarea că îmi pare rău că n-am oprit mai multe femeluțe. Am avut 6 în cuib. Să vede la butică, sper să facem puișori, să facă și asta, să-i țină la fel cu coada. Asta e masculul de la Mihai, la fel făcea și tatăl lor, uita de coadă, dacă îi ridicai, tu o ținea acum. Chiar e wow, pepeluța. Abia aștept să văd ce pui în dă și să-i ține, să-i ducă. E o femeluță foarte masivă. Cred că sunt cele mai masive femeluțele mele. Mai am femeluțe masive, dar la 10 kg, nu foarte multe. Astea sunt cele mai masive. Cu toate că sunt în seria a doua, scoase, s-au dezvoltat super. Îmi place cu cap masiv la ele. Acum să văd ce pui în bada acum. Abia aștept să am femeluțe, să fie sănătoși puișorii, să pot să-mi lucrez din ele. E super, masculul poate posibil să fie disponibil. Să aștept să fete femelele, că în seria a doua aș vrea să scot cu ceilalți doi de la Nicu, cu cel negru și cu cel de grifier. O băgăm și pe aceasta, să scot și masculii de la Poplacean, de la Nicu, să mai vedem evoluția lor. Și după aceea mai filmăm prin boxe că avem puișori. Femeluțele cu puișori. Cam atât cu femeluța de grifier. Sunt foarte, foarte încântată. Cred că sunt cele mai reușite exemplare. Nu are la fel de deschisă, așa o avea și tatăl lor. O țin un pic mai ascuțită la vârf aici. E destul de lată urechea, se vede. Dar nu ține ca cel de la Maria Amperie, așa deschisă. Lungimea are la ureche, 22. E chiar ce trebuie. Cam atât. Oprim cu femeluța și scoatem masculașul de la Nicu. Aici avem masculașul de grifier de la Nicu, de la Poplacean. E un masculaș care mi-e foarte drag. E un nebun. Un masculaș care stă la poziție. Am puișori din el. Am câteva cuiburi, vreo 3-4 cuiburi. Nu prea. Era foarte masiv. Am mai dat jos. Nu mai mănâncă cum trebuie, un pic stofocit aici pe la gură. Îi place să aude pe la bot când bea apă. E super, e mascul cu tata Aurel Spaniol. E foarte ager la munte. Cred că într-o lună de zile e posibil să fie și disponibil, dacă e cineva interesat. Mai am de câteva munte de făcut cu el și după care o să-i dau drumul și mă opresc pe cel negru. Pentru că mai am mascul din masculul de la Toroc și aș vrea să-i mai bag și pe aceea la seria a doua, să mai fac câteva munte. E super masculul, mi-e foarte drag, a făcut cap, ureche. Corp e un pic mai scurt față de cel negru, dar e mult mai îndesat. Cel negru e urs, a mai dat jos, era mult mai legat. Mascul trecut de 8 kg, a fost
Până să zicem, muntele era mult mai gros, a mai dat jos, e foarte agitat. Miroasă pe masă, vrea pe meluțe tot timpul. Mai monta într-una. Cam atât cu masculașul. E ok masculul, știe să stea la poze. Deci cum am spus, tata Aurel Spaniol și femeile lui Nicu. E un mascul super, cu un picior gros, cap. E un pic scurt așa, nu e foarte lung ca cel negru, dar are alte calități, blană super pe el. Mi-a transmis la pui, am pui din el. Deci cam în vreo lună de zile va fi disponibil și acest mascul, dacă e cineva interesat. Cam atât cu masculașul de grifier, o să-l aduc și pe cel negru. Să prezentăm și pe el un pic, după care mai filmăm pe boxe pe meluțele cu pui. Aici avem masculașul de negru. E mult mai masiv decât cel și mai lung, mai căpos decât cel de gris în frați. Doar că de la început acesta a fost mult mai dezvoltat. Ușor să duce spre 10 și el. Am mai tânjit și el un pic după ce l-am dat la femele. Nu mai mănâncă chiar așa. Mascul gros, legat. Cap, ureche. Deci chiar vreau să văd ce pui pot să scot din el cu femelele din Maria Amperi, a femele de grifier. Mascul care știe să la poziție. Un picior foarte gros pe față. Deci chiar sunt încântat de ce am luat de la Nicu. A făcut un cap super. Celălalt e cu capul parcă legat așa de corp. Parcă nici nu are gât. Și acesta e mult, mult mai lung ca acela și mult mai gros. E aproape 2 kg diferență între ei. Dar cu acesta aș vrea să mai continui. Să mai montez și seria a doua cu el, că vreau să scot negri. O să arătăm câteva cuiburi și din asta. Mi-a dat destui negri la cuib, frumoțele de grifier. Sănătos să fie și să mergem mai departe. Atât cu masculul acesta, vreau să mai arăt unul de gri din tată Maria Amperi, care aș avea disponibil, o să-l aduc imediat. Aici avem un masculaj de 9 luni, din masculul de la Maria Amperi. Am montat și cu el o femeluță. Inițial l-a oprise pentru mine, mai am încă unul care l-aș păstra pentru la anul și pentru seria a doua. Acesta momentan nu prea aș mai avea ce face cu el. Dacă cineva e interesat, masculul montează foarte bine. E cu mama Cristi Cârnu și tata Toroc. E un mascul care n-a fost cel mai dezvoltat din cuib, dintr-un cuib de 8, dar mi-a plăcut de mic la el că stătea la poziție. Capul a făcut. Acum e un mascul agitat și îmi plăcea cum stătea la poziție. Și de asta am optat să-l opresc, dar momentan chiar nu mai am ce face cu el. Am pe cei de la Nicu. Aș vrea să mai montez și cu cel matur de la Maria. Și mai am un frate de-al lui, dar din alt cuib. Un frate de tată. Și pe acela aș vrea să-l păstrez. Acesta e disponibil dacă e cineva interesat. Cam atât cu masculașul. Cred că ajunge. Avem o femeluță cu care așteptăm seria a doua.
Așteptăm seria a doua, s-a pitit, a scos o serie de pui și până pe 6 trebuie să se împlinească. Aici avem o femeluță de grifier montată cu negru de la Nicu. Mi-a dat 4 de negru și 3 de grifier. Femeluța e cu tata Maria Amperi și cu masculașul de la Poplacea, masculașul de negru. I-a dus foarte bine. Are lapte de ei. Au în jur de 3 săptămâni, 2 săptămâni și ceva. Deci nu cred că am plinit de vreo câteva zile, de vreo 3 zile să scoși, au ieșit din cuib 3-4 zile. Sunt 7, văd că până acum îi duce cu priu. Femeluța a fost foarte masivă, dar a cam scăzut, s-a cam consumat. O femeluță urechioasă și răutăcioasă. Te rupe dacă bagi mâna la ea. Cam atât, sănătos să fie și să-i duce la maturitate. O femeluță cu 5 puișori. Sora femeluței mai devreme prezentate, tot de grifier. Tot cu masculul de negru. Aici i-am și verificat, am 2 femele și 3 masculi. Predomină masculin în toate cuiburile și cele de fluture. 5 puișori, nu prea ia, nu fi avut lapte de aici, cine știe ce. Nu prea îmi place cum i-a dus, fiind 5. Trebuia să fie mai dezvoltați, dar au început să pape. Cred că recuperează. Cam atât cu femeluța, cu grifier. Avem o femeluță de gri. E montată cu masculul de grifier. Așteptăm puișor și de la ea. Zilele astea trebuie să se împlinească. A strâns acolo. Și scoasă din masculul de la Maria Amperi și e montată cu masculul de grifier de la Poplacea. Asta e femela de aici de jos. L-am avut-o pe masă. Din masculul Mihai Blaga, o imensă. Aici jos mai avem un cuibușor de 7 puișori, la fel scos cu masculul de negru, sau nu, ăsta e cu ăla de grifier, nu e cu negru. 7 puișori, ieșiți de câteva zile din cuib. Asta i-are mai mititei, nu prea a avut lapte de ei, cred. Au fost și 7. Acum vom vedea. Cam atât cu uriaș și gri. Astea sunt, mai așteptăm cuiburi. Cuiburile de gri și iepuri sănătoși. Toate cele bune.